Lillian Broca este o artistă vizuală celebră, recunoscută și premiată internațional pentru seriile ei cu mozaicuri despre eroinele biblice Esther și Judith. De curând, Lillian Broca a finalizat o nouă serie de mozaicuri dedicată lui Maria Magdalena. Lillian Broca este invitată emisiunii Rompos TV de astăzi pentru a discuta despre ultima ei serie de mozaicuri intitulată Mary Magdalene Resurrected. Bun găsit, Lillian, la emisiunea Rompos TV! Mulțumesc! Această ultimă serie a ta a fost prezentată în 2022 la Centrul Cultural Italian Il Museo din Vancouver și la J.D. Carrier în Toronto. Te invit, Lilian, să ne vorbești despre tematica ultimei tale serii și despre mesajul artistic transmis de această serie de mozaicuri dedicată lui Maria Magdalena. I consider my mosaics to act as doors through which one is transported into a world I created without ever having left the one I know. Some of us artists, when we create an art piece, we inevitably remember objects or ideas that we've seen, heard, or experienced before. We constantly reference the past. We build on timeless themes, research forgotten histories, or borrow traditional methods and techniques to realize new ideas that resonate with us. My work is a reconstruction of both ancient stories and ancient materials, which I use in compositions that bring new life to these ancient narratives. To me, this type of humanist art in mosaics is satisfying my emotional and my spiritual needs. Even though the older I get, the harder it is on my fingers and hands. Mary Magdalene Resurrected este a patra serie de lucrări de artă bazate pe miturile și poveștile biblice care oferă modele de comportament uman. De mulți ani mă tot inspir din povești mitologice, întrucât ele vorbesc despre, în cuvintele lui Mircea Eliade,
aspectele eterne ale vieții, precum dragostea, frumusețea și eroismul, toate dând o mare valoare și un sens profund al vieții omenești. În cele două serii anterioare de mozaic narrativ, prima fiind regina biblică Ester și a doua fiind Jude, am descris diplomația folosită de aceste două eroine tinere, înțelepte și curajoase. Spre deosebire de cele două eroine, dar la fel de curajoasă, loială și hotărâtă, Maria Magdalena a supraviețuit nu numai dușmanilor înverșunați care îi doreau răul atunci când Iisus a murit pe cruce, dar și celor 2000 de ani de defăimare și denigrare care au urmat. Fără a avea legătură cu creștinismul, găsesc povestea lui Iisus și Mariei Magdalena credibilă, deoarece este esențială pentru umanitate. Iisus a fost o persoană care și-a propus să îmbunătățească lumea, promovând iubirea, vindecând oamenii bolnavi, respectând și recunoscând femeile ca fiind egale cu bărbații și, în general, inspirându-i pe toți să facă numai bine, chiar și dușmanilor. Tragedia execuției lui Iisus, purificarea dimineții de Paște, experiența sublimă a înălțării, este tematica supremă în artă universală. Maria Magdalena a devenit protagonista acestei serii de mozaicuri pentru că a fost o femeie curajoasă care și-a părăsit sanctuarul, adică casa familiei ei, să-L urmeze pe Iisus. Ea i s-a alăturat și l-a urmat în ciuda faptului că era o femeie singură, trăind într-o societate patriarhală, când femeile nu erau importante și aveau mai puține privilegii ca bărbații. Lăsând în urmă familia și zona ei de confort, Maria Magdalena a dat dovadă de o viziune spirituală și de o credere în sine rareori întâlnite la femeile din acea vreme. Pentru seria Mariei Magdalena, investigațiile mele artistice au necesitat cercetări ample, cuprinzând numeroase texte istorice cu perspective contradictorii. M-am inspirat din aceste texte antice necunoscute pentru a sublinia fațadele multiple ale Mariei Magdalena. Un aspect foarte important al unei serii coezive de lucrări este mesajul comun care apare în fiecare mozaic. Acest mesaj unificator acționează ca o legătură vizibilă în toate panourile, o consistență și o simbioză a tuturor elementelor mozaicurilor. După multă deliberare, mi-a venit ideea paginilor de manuscris iluminat ca un leitmotiv unificator. Textul antic a fost întotdeauna rădăcina și inspirația călătoriilor mele vizuale. Iar frumusețea unei astfel de scripturi ilustrate cu text, produs în principal de călugări din Evul Mediu care au petrecut o viață întreagă luminându-le, m-a atras cu adevărat. Deoarece aceste manuscrise au fost scrise într-o multitudine de limbi, am decis să introduc și o scriere antică diferită pentru fiecare mozaic. Cele 7 desene preliminare, așadar, prezintă câteva rânduri în 7 limbi antice, toate vorbite pe vremea Mariei Magdalena: aramaică, ebraică, greacă veche, armeană, latină, amharică și coptă. This is Aramaic, and this is Hebrew, and this is Armenian, and this is ancient Greek. This is Amharic, or Ethiopian. This is, of course, Latin. And this is Coptic. Latin was easy because I own a beautiful illuminated manuscript book from where I took this paragraph. Hebrew was also easy because it is a direct translation from Mark 14, where Mary is pouring expensive
spikenard on Jesus' head, anointing him like a king. The disciples were angry, saying the nard was a waste of money that could have helped the poor. But Jesus defends her. He says that she meant well, that she prepared him for his imminent burial, also saying the poor will always be with them and he will not. În ultimii 2000 de ani, omenirea a rămas cu opere de artă cu reprezentarea exclusivă a bărbaților în mozaicuri și alte lucrări artistice. Și în timp ce mozaicul a povestit în mod tradițional numai povești despre bărbați celebri din antichitate, lucrând cu mozaicul pot introduce eroinile mele în trecutul antic. Aceasta servește pentru a reprezenta contribuția femeilor ca eroine, oferind o reprezentare și o valabilitate care ar fi trebuit să aibă loc cu mii de ani în urmă. Se poate spune că provoc trecutul și mă asum greșeala unei istorii, curățându-i păcatul rușinos de omisiune. Și pentru a face experiența feminină egală, ca valoare culturală și poate chiar religioasă, cu cea a bărbatului, ofer venerația și acceptabilitatea Mariei Magdalena egale cu reprezentarea abundentă și extravagantă a eroilor masculini în arta mozaic văzută de-a lungul veacurilor. Acest lucru l-am putut realiza folosind panouri de dimensiuni monumentale și materiale costisitoare pentru execuția lor, ca de exemplu sticlă venețiană numită smalto glass, aur și pietre semiprețioase. Așadar, folosind sticla de mozaic, în acest caz sticla smalto sau smalti, ca mijloc de a împărtăși această istorie a eroinelor din trecut, am demonstrat că materialul se potrivește perfect timpurilor noastre, deoarece este cel mai bun mediu postmodern, fiind în același timp atât antic cât și contemporan. Mozaicul ca mediu artistic a existat de milenii și prin intermediul lui s-au relatat povești străvechi. Arta mozaicului din vremurile noastre se configurează și ea asemănător ecranului de calculator. Fiecare fragment de sticlă, fiecare tesară, fiecare particulă minusculă a unui mozaic îndeplinește aceeași funcție ca un pixel. Aceste fragmente de sticlă, precum pixelii, sunt cele pe care le folosesc pentru a-mi construi scenele și pentru a-mi atinge obiectivul. Prin recrearea în mozaic a poveștii eroinelor antice, precum era Maria Magdalena, doresc să clădesc o istorie nouă, care va dezvălui generațiilor viitoare că vocea și fața istoriei nu sunt în întregime masculine, chiar și în lumea antichității. Am avut deosebită plăcere să fiu martorul lucrărilor tale mozaice, ale succesului purtat de tine ca artist vizual și a premiilor obținute, dar și a două documentare pe care le-am realizat împreună. Primul, care a fost în 2012, Întoarcerea la Bizanț, Return to Byzantium, The Art and Life of Lillian Broca, iar anul trecut, Mary Magdalene in Conversation with Lillian Broca, care este ultimul nostru documentar artistic. Historically, there are a lot of things we don't know about Mary Magdalene, like how old she was. Was she old? Was she young? Was she middle-aged? Mariam, do you remember I asked for your help so I could finish the series? I heard your voice. I came. Mariam?
With the scattered fragments of an ancient mosaic medium, I've been striving to reconcile diverse opinions in the varied narratives I read about you. It was such a privilege for me to work with Liliane Boka because, you know, she's a famous international artist. This series on Mary Magdalene is a way that Liliane Boka tries to collapse history and time. The past is present and the present is past. And in that regard, it's a very postmodern type of work. Mary was robbed of her legacy. What I really wanted to do was get out the gematria with the numbers, because that's what proves that she was the goddess in the gospel. The Magdalene adds up to 153. So when you look at her title, you can tell it was coined on purpose to reflect the attributes of the goddess of love and fertility. They need to know that there was a partnership at the very heart of the Christian story that has been denied for these 2,000 years. And what this does is to make Jesus so fully human that he is married, and that brings him back into the Jewish realm. The cocktail of antibiotics required and the 9 to 18 months duration of this treatment may not allow me to work. I wanted to die too. My visceral reaction to what I read is to portray you as a strong, intelligent woman who sacrificed your reputation, your social status, and a normal place in society in order to follow Yeshua. If Mary Magdalene had been accepted as Jesus' wife or maid, and the religion was based on both genders, don't you think that our society would be more balanced and we wouldn't have as many problems as we have now? Documentarul artistic Maria Magdalena în conversație cu Liliane Broca, prin alegerea Mariei Magdalena ca eroină biblică, confruntă cu forță și provoacă normele istorice și contemporane înrădăcinate de mult ale inegalității femeilor în raport cu bărbații. În aceste zile de discurs feminin referitor la reevaluarea poziției femeilor în societate, mai mult decât oricine, figura biblică a Mariei Magdalena merită să fie revizuită și reevaluată. Prin seria de mozaicuri, reprezentând-o pe Maria Magdalena, Liliane Broca a reușit să corecteze eticheta nefericită și nedreaptă pusă lui Maria Magdalena. Amplasat într-un cadru modern, Liliane, în alianță spirituală cu figura biblică a Mariei Magdalena, țesă o poveste minunată, animată și captivantă pentru restabilirea statutului social înalt de care s-a bucurat Maria Magdalena în trecut. În continuitate cu tradiția antică, Liliane înserează mozaicurile de sticlă venețiană, deoarece consideră că este necesar să repare păcatul omis de istorie. Mariam, have you been here for a while? Yes, sister. There's much to see here. Yes. I see Simon. Yeah, Simon. Yeah. It was a terrible time in my life for me. I believe it. They didn't believe me. No, they didn't. I spoke the truth. I was so upset. The tears filled my eyes and wet my cheeks. But still, I spoke my truth. Our next category is always highly competitive, featuring many submissions in the documentary category.
The winner of this year's documentary category is Vancouver's Adelina Suvagau, producer for Mary Magdalena in Conversation with Lillian Broca. Felicitări, amândouă am lucrat cot la cot la documentar. Acesta este premiu, nu știu cât se vede, este un trofeu de sticlă oferit de Canadian Ethnic Media Awards. Te rog frumos să împărtășești câteva impresii despre experiența pe care ai avut-o în timpul filmărilor și participarea ta la documentar. We have a long history together and I felt very comfortable. But I realized how difficult is the life of an actor. This is something that I learned that I had no idea. You know, I think most people have this romantic feeling that, oh, to be an actor, my God, the amount of work. The same take 100 times. And you have to maintain that freshness, that spontaneity. It was very difficult for me. Sometimes I was absolutely dead tired and we had to go on. But the result is amazing. I don't know how you did it. I really don't understand, because all I was aware of is just different scenes and I didn't know how you would put them together. Wasn't just, you know, you talking about your experience during the making of the series, but was also a recreation, a reconstructing of how you felt and the conversation you had on a spiritual level with Mary Magdalene during the making of the series, right? Yes. But also I want to say that it wasn't just when you filmed me when I wasn't even aware of it. It's just that you were prompting me. Like, I remember you said, how do you come up with the idea in your studio? And I said to you, I never come up with an idea in the studio. Most of my work is done in bed. And you said, in bed? And I said, yes, at night before I fall asleep. And the next thing you said, okay, we're gonna film in bed. What to do? How to deal with this difficult subject? There are so many versions of Mariam's story out there. But one thing I know for sure, I will not portray her as an ex-sinner groveling on the pavement, weeping and asking for forgiveness, as I see her depicted in all my art books. Sunt fericită să anunț publicul telespectator că acest documentar va avea premiera în cadrul Festivalului Evreiesc de la Vancouver. Te rog frumos, Lillian, poți să anunți în limba engleză unde va avea loc premiera documentarului nostru Mary Magdalene in Conversation with Lillian Broca. So the theater is called Fifth Avenue Theater, a Cineplex Cinema. It's at the corner of Burrard and Fifth Avenue. The film is at 3:30 in the afternoon, as you said, and there will be a question and answer or some kind of conversation after the film. Mulțumesc mult, Lillian. Totodată, documentarul va fi accesibil și pe internet, da. Online. Online from the 19th of March until the 26th, and it will be visible all across Canada as well as across the United States. And the hours is all hours of the day, starting at 1 o'clock in the morning on the 19th until 11 o'clock the 26th, yes. 19 of March, de pe 19 martie până pe 26, iar adresa unde puteți viziona acest documentar va fi afișată pe site-ul Festivalului Evreiesc din Vancouver. Please address a message to the Romanian community. Anything you would like to say? Mi-e dor de țară. Ultima dată când am fost, a fost cu Adelina, când am filmat pentru filmul precedent. Și aș vrea să mă mai duc din nou, dar timpul trece și cu toții îmbătrânim. Aș dori de asemenea să vă placă filmul, să-l găsiți interesant. Nu e atât
de plăcut cât vreau să înțelegeți ce eu mi-am propus mie. Intenția mea nu a fost religioasă, credeți-mă. A fost o intenție în care am vrut să arăt această femeie care l-a iubit pe Iisus, n-are importanță cum, dar l-a urmat. Mulțumesc mult, Lilian Broca, pentru interviu și pentru timpul acordat. Dragi telespectatori, vă așteptăm la film pe data de 12 martie la ora 3:30 la cinematograful Fifth Avenue, Cineplex Cinemas din Vancouver. Veți putea viziona alături de noi documentarul Mary Magdalene in Conversation with Lilian Broca, care este ultimul nostru documentar artistic.